sunteți alături de noi. Eu sunt Vladimir, l-avem pe Marin aici cu chitara în mână și sper să aveți o audiție plăcută. Să treacă ani până se va decide. Nu te descuraja. Așteaptă. Așteaptă ani la rând de necesar. Cât de încet sau cât de repede veni va pasărea. Legătură cu reușita tabloului. Când pasărea sosește, dacă sosește, păstrează tăcerea adâncă. Așteaptă. Așteaptă ca pasărea să intre în colivie. Și când a intrat, închide încetişor ușița cu pensula. Apoi, șterge una câte una gratile, având grijă să nu atingi aripile păsării. Pictează apoi copacul, alegând cea mai frumoasă creangă pentru pasăre. Pictează frunzișul verde și vântul proaspăt, pulberea solară, foșnetul animalelor de iarbă în căldura verii. Și apoi așteaptă ca pasărea să vrea să cânte. Pasărea nu cântă, e un semn rău, semn că tabloul e rău, dar de cântă, e semn bun, semn că poți să-l semnezi. Smulge încetişor una din penele păsării. Și scrie-ți numele în colțul tabloului. Scrie-ți numele. Scrie-ți numele.
zdrobește oasele și ei pun și-o minte acolo și uneori și un suflet și femeile sparg vaze de pereți și bărbații beau prea mult și nimeni nu-și găsește perechea, dar o țin tot într-o căutare, târându-se în paturi, afară din paturi. Carnea învelește oasele și carnea caută ceva mai mult decât carne. N-avem nici o șansă. Suntem prizonierii aceluiași scenariu. Nimeni nu-și găsește perechea. Gropile de gunoi pline, ospiciile pline, spitalele pline, cimitirele pline, nimic altceva plin. Nimic. Thank you.
stau cu mine și nu mi-aud nici bătăile inimii. Niște fire de praf dansează într-un loc luminos, dar numai ele știu pe ce muzică. Aș vrea să spun ceva, dar gura nu mă ascultă și mintea cu treieră în alte luni. Noroc că pot să trag pătura, să acopăr fiorul rece de pe șira spinării. E un pustiu ce-a pus stăpânire pe casa asta și încerc să mă ascund de el, că parcă m-am obișnuit singur. Și oricum n-aș vrea să locuiesc cu un pustiu. Și nu înțeleg când a intrat așa, fără să anunțe, fără să sune, fără să spună nimic. De altfel, și el pare să mă evite. Îi place lui să fie gol și mut și să se așeze peste tot prin casă. Mănâncă liniștit la masă, stă tolănit pe canapea, îmi fură cărțile din bibliotecă, încurcă partiturile pe pian, tocește mine și fragmente de parchet, se suie pe pereți și croșetează ațe de păianjă. Joacă darts cu gândurile, mai deschide câte o fereastră, dar niciodată nu spală vasele. Eu stau în pat cu pătura pe spate și sper mereu să nu mă vadă. Totuși, când a venit? Și cât va sta? Suflete, 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 zi ceva. Suflete, zi ceva, să știu că n-am surzit. Thank you.
până la un punct, somnul e regenerare. Dacă îl depășești, e putrezire. Dă-mi înapoi crinul pe care îl țineam în mână și care, în bezna cea mai adâncă, se deschidea omorându-mi cu parfumul lui tare moartea cea temătoare de esențe. Moartea omorându-mi-o de tot, crinul pe care îl țineam falnic în mână. Dă-mi-l înapoi. Visul meu se întinde după el ca o a treia mână. Trăim din amintiri, hibernăm în viziunea unei frumoase întâmplări care se îndepărtează, între vinovăție și așteptare. Cam acesta e cadrul. Nu se poate schimba nimic. Așteptam cu mâna streașină la inimă. Și ce rar se vede ceva în zare, dar trebuie să ne păstrăm calmul. Nu se lipește mâncarea de mine. Zici, uite așa, nimic n-are gust când suntem despărțiți. Sânul tău mă doare. Cum taie laptele foamea, brusc, așa trezești în mine speranța. Thank you.
iarnat de tavan, exact deasupra patului meu. În fiecare zi, observ cum se lasă tot mai jos. Mi se trimite și scară la cer, zic. Mi se aruncă de sus. Deși am slăbit îngrozitor de mult, sunt doar fantoma celui ce am fost. Mă gândesc că trupul meu este totuși prea greu pentru scara asta delicată. Suflete. Seara, închizând basmul cu o mie și una de nopți, mi-am aprins o țigară și mă uitam cum, dincolo de gratii, luceau în spațiile infinite pe cer o sumedenie de stele. Departe de privirea tuturor a fost zidită abruse închisoare. La poale, gârla, neagră ca o rană, începe acum să mișune de șoapte. Nici pasărea n-ajunge aici în zbor și nu mai trece nici o caravană. Și oamenii în tichii vărgate nu-și află loc. Alergă și se adună. Alergă și se adună cu buzele uscate ca de var și frunțile încruntate. Nu e bună. Da, da. Nu e bună. Zidul închisorii a crăpat. Și prin spărtură o las o rază de lumină a pătruns, o picătură. Amnistia, așa se aude. Amnistia. Ieși vom deci de aici trântindu-ne pe ceafă șapca și ale noastre fivoriar, pământul, femeile, soarele, vântul. Ne vom urca în trenul și în vapoare, iar ne vom sui în goană mare, fără cătușe, fără paznici, liberi. Vrei la oraș să mergi? Foarte bine. Vrei la țară să te duci?
e și mai bine. Treci peste munți și culcă-te în pădure. Vai, 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 ce minunat, ce minunat va fi să rătăcești pe străzi întreaga zi. Și oamenii întichii vărgate nu-și află loc. Aleargă și se adună. Aleargă și se adună. Fără iluzii, închisoarea e ca o noapte fără lună. Ca o minte rătăcită în beznă. Și până una alta, țigara mea aprinsă și uitată s-a prefăcut în scrum fără să apuc să trag măcar o dată. Despărțim. Astăzi nu mai cântăm, nu mai zâmbim. Stând la început de anotimp fermecat, astăzi ne despărțim cum s-au despărțit apele de uscat. Totul e atât de firesc în tăcerea noastră. Fiecare ne spunem, așa trebuie să fie, alături, umbra albastră pentru adevăruri gândite stă mărturie. Nu peste mult, tu vei fi azurul din mări. Eu voi fi pământul cu toate păcatele. Păsări mari te vor căuta prin zări, ducând în gușă mireasmă bucatele. Oamenii vor crede că suntem dușmani.
lumea va sta nemișcată, ca o pădure de sute de ani, pline de fiare cu blana vărcată. Sărutăm, nu ne dorim, stând la început de anotimp fermecat. Astăzi ne despărțim cum s-au despărțit apele de uscat. Nu peste mult, tu vei fi cerul răsfrânt. Eu voi fi soarele negru. Pământul. Nu peste mult are să bată vânt. Nu peste mult are să bată vântul. Nu peste mult are să bată vânt. Mai avem? Bun. Bun, să vă povestesc puțin cum am ajuns noi aici. Practic, în toată perioada asta de a stării de urgență, Marin a creat foarte mult. A creat foarte multă muzică, iar la un moment dat, întâmplător, într-o după-amiază, eu îl ascultam pe Instagram și, mă rog, din diferite conjuncturi, noi ne știm de mai de demult. Dar l-am felicitat, pentru că îl ascult de ceva timp și îmi place foarte mult muzica lui. E genul de muzică pe care eu ascult foarte des prin casă și e zona mea de chill-out. Și după aia am intrat în discuție. Mă bucur că m-ai ascultat, că ți-a plăcut, că nu știu ce... Și atunci am zis, bă, dacă tot suntem în perioada asta pandemie, nu vrei să încercăm ceva? Am în cap o poezie, un text, Amnistia. E poezia mea preferată. Și n-a fost nevoie să discutăm prea mult pe subiectul ăsta, doar i-am trimis textul și a zis, clar, facem, hai, ne apucăm. Eu m-am apucat să înregistrez voce, mi-am trimis, cred că, 2-3 variante de... spus poezia asta. Iar el... Da, asta a fost principala lui indicație. Băi, hai mai curat, mai blank, mai ca la film. Am zis-o eu. Și după aia, după câteva zile, Marin a scos această mică bijuterie care e o poezie despre noi și despre vremurile astea grele prin care am trecut, izolați în casă, și cumva gândul nostru s-a unit într-o această piesă. Vă mulțumim pentru că ne-ați auzit, ne-ați ascultat, sper că v-a plăcut, sper că v-am bucurat și v-am încântat. Să sperăm că s-a auzit cu cât mai bine. Thank you.
șapca și ale noastre fivoriar pământul, femeile, soarele, vântul. Ne vom urca în trenuri și în vapoare și în tramvaie, iar ne vom sui în coană mare, fără cătușe, fără paznici, liberi. Ce minunat va fi să rătăcești pe străzi întreaga zi, liberi. Mulțumim foarte mult, ați fost alături de noi, mulțumim Alternative Culture pentru invitație, ne bucurăm foarte mult că am fost aici și mulțumim, Răzvan, sper că v-ați distrat.